Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am vrea să vă invităm la o conversație apropo de un subiect pe care l-am făcut ieri așa cam pe fugă și am primit o mulțime de mesaje chiar în timp ce îl difuzam. Primele mesaje au fost cu o corectură, și anume că localitatea Badon, despre care vorbeam și unde se întâmplă această... Ce? E cu accent pe aia, s-a mai atras atenția. E Badon? Da. Aha. Deci nu e Badon. E nu. Badon. Da. Exact. La Badon. Da, localitatea Badon este de fapt în județul Sălaj, nu în județul Zalău, da. Cum greșit am informat. Noi, citând presa, mă rog, în fine, asta e viața, este vorba despre cazul cuplului care se ducea în Val Vârtej la spital pentru că tânăra era însărcinată și tânărul conducea super panicat, îți dai seama? Cum năștea, îi venise sorocul. Da. Exact. Era, practic, se declanșase așa și mergea cu 104 km pe oră prin localitatea Badon. Și a oprit poliția? Tras pe dreapta de poliție. Poliția nu știe. Și când poliția s-a lămurit care este situația, exact ca în filmele cu supereroi, au zis, lăsați pe noi, vă ajutăm noi. Și s-au transformat în deschizători de drumuri, ca și cum ar fi fost, ce să spun, domnul Iohannis sau vreun politician local. În sfârșit, un cetățean beneficiază de serviciile poliției ca să-i se deschidă drumul pentru o urgență reală. Și cum au făcut-o? Albastru, Nino, roșu, Nino și albastru, așa. Și l-au dus repede la spital, unde doamna a născut, fericire mare, nu știu, tânărul le-a mulțumit, Ministerul de Interne a mulțumit polițiștilor, public. Fericire, bucurie, da, public, pe pagina de Facebook. Și după un timp l-au chemat pe tânăr la poliție și i-au luat permisul, că mergea prea tare. Și mie mi s-a părut, am spus că nicio faptă bună nu scapă nepedepsită și ce porcărie asta și puteau să-l lase în pace. Și Luca mi-a spus că legea trebuie aplicată, dura lex et lex. Și că bine i-au făcut. Și că, pe urmă, dacă e, să-i dea instanța. Da. Și da, se ofere clemență. Da, judecat acum. Dar ei, ca polițiști, și-au făcut datoria. Și-au venit, cum spuneai... Mi se pare de jveic, înțelegi? Ăștia de la Ministerul de Interne, s-a găsit un jveic acolo, în Ministerul de Interne, care a zis, ba, nu, trebuie să fim scorfoloși la datorie, curat, anticonstituțional, ridicați-i permisul. Ideea e că au venit foarte multe reacții și vă citim câteva dintre mesajele sosite pe adresa redacției. Și după aia vrem să vă auzim, deci pregătiți-vă să ne sunați de la exemplu... 0372069599. Da. Dan a scris din Montreal. Din Montreal. Ce l-a frământat știrea asta și a zis, domne, poliția nu trebuia să-l mai lase la volan dacă avea de gând să-l sancționeze. Gravida trebuia transportată cu mașina poliției. Trebuie să-i scoată volanul. Deci vă rog să vă imaginați scena. Și Dan, te rog să-ți imaginezi. L-ai tras pe dreapta. Femeia săracă țipă mașină. Ăla, băiatul, este în faze de astea, vine să bați pe oricine, cred. Vine polițistul tacticos, actele și se face verificarea de acte. Ai asigurare, n-ai asigurare, se verifică talonul, care este problema, se descrie problema și polițistul zice, aha. În cazul ăsta, doamna să poftească la noi în mașină. Da. Aia săraca de-abia se ține de durere, nu știe ce să facă, nu poate să meargă, s-a rupt apa alea, dar Dan din Montreal, salut Dane, el spune și să poftească și poftește, pentru că și aplică legea. Dânsul nu mai are dreptul. Dar dânsul ar fi putut să fie și dânsul transportat șoferul cu mașina poliției sau treia lăsat în spate, că asta e, el nu e, nefiind gravid, nu e în stare de urgență. De altă parte, vă imaginați? Dacă nu era băut, putea să-i suspende permisul și să-i dea dovadă și să conducă. Deci nu cred că ca să se suspende permisul, trebuie făcut procesul verbal. Că... Făcea procesul verbal, soția năștea între timp, da, adică în nu mașină. Era nicio problemă. Durează. Da, te rog, ce altă mesaj mai alt mesaj. Alt Dan, da, din Timișoara, spune, domne, vă întreb, în obligațiile polițiștilor există astfel de misiune, adică de a escorta o mașină particulară, indiferent de circumstanțe? Că dacă nu, atunci trebuia sancționat și șoferul polițist că a folosit girofarurile și semnalele acustice fără a fi în vreo misiune. Există, scrie pe mașini, siguranță și încredere și misiunea polițistului este să fie în slujba comunității, să fie în slujba cetățeanului. Cetățeanul are nevoie de ajutor, de sprijin. Nu poți să prevezi în fișa de post toate situațiile în detaliu în care un cetățean va avea nevoie de ajutorul poliției. Aron din Târgu Mureș spune că polițiștii au procedat corect din toate punctele de vedere, au ajutat victima, în speță gravida, au sancționat contravenientul, adică șoferul, și cei drept puteau să-i dea avertisment ca la următoarea naștere să plece din timp. 0372069599, de la asta pornim, ăsta este cazul.
vă rugăm să votați și să vă justificați votul. Credeți că poliția a procedat corect, ridicându-i permisul după vreo 3 luni tânărului respectiv? Sau puteau să fie totuși indulgenți, să rămână doar cu felicitările și să nu mai ajungă și cu povestea asta la și radio? Poate ne sună vreun polițist ca să ne spună exact care e regulamentul. De, cred că trebuie să ne sună un șef de poliție. Un să șef ne de polițist. Polițiștii... Dom'le, atunci când poliția a escortat mașina cu femeia gravidă, cu ce viteză a escortat-o? Că dacă i-a dus cu viteză peste viteza legală, nu e tot o încălcare a vitezei, iar dacă i-a dus cu viteza legală, care ar mai fi rolul escortei? Da, adevărul că poliția când aprinde girofarul și pornește sirena Nino, Nino, alb, albastru, alb, albastru, alb, albastru, merge cu 50 la oră, oprește la semafoare, cedează prioritate și așa mai departe. Nu chiar. Ce întrebare e asta? Că poliția mergea cu viteză legală. Cu cât? Cu și pe anumite zone, nu, pe străzile secundare, 30. Ui, 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 dacă a mers peste viteza legală, n-ar trebui amendat și polițiștii că au depășit viteza. Da. Bun. E, bună dimineața. Un caz similar s-a petrecut și aici în Italia, cu un șofer român de camion a blocat strada pentru a evita un incident sau a salvat viața cuiva, nu mai țin minte exact. A fost lăudat de primar, a apărut în ziare, dar poliția tot l-a amendat. Dar locuitorii acelei comune au pus, era vorba de o amendă destul de mare, au pus mână de la mână și au plătit amenda și cam așa s-a încheiat. Așa că nu sunt singuri ai noștri. Da. Dovadă că obturzitatea unor șefi din poliție este internațional, adică salvăm viață, dar nu încurcăm circulația. Ar putea și cetățenii din Badon să strângă bani pentru... Badon, Badon. Măcar pentru botez. Ne-a sunat Dan, e polițist. Bună dimineața, Dan. Ei, Dan, salut, Dan. Bună dimineața. În primul rând, luminile sunt roșu, albastru, alb, roșu. Da, era o, că tot vorbeați de reclamă veche. De fotbal. Da. Ești mai tânăr, n-ai văzut reclama aia cu alb, albastru, alb. Vă rog să faceți și lumini cu vișiniu. Da. Așa? Nu, bună dimineața, în salut. Primul rând. Sunt absolvent de Academie de Poliție, profilul de poliție rutieră. Am lucrat în două județe, inclusiv fiind șeful structurii de poliție rutieră din ambele județe, mai mult de 15 ani, am o supra-specializare, dacă pot să zic așa, în poliția rutieră și mai nou mă ocup de altceva, dar tot în funcție de conducere. Okay. Ideea următoarea, da. Într-adevăr, oprobiu public, dacă putem să-l numim așa, este ușor nemeritat și o să vă spun și de ce. Legislația rutieră incidentă, cea care este în vigoare, prevede niște excepții în ce privește regimul de deplasare. În momentul în care poliția se deplasează la o misiune de urgență, singura regulă pe care o respectă poliția este trecerea la nivel cu cale ferată. În rest, logic. Bineînțeles, cu o asigurare temeinică, nici semnalele acustice, nici cele luminoase nu salvează viața niciunui polițist. Stai. Adică și un polițist poate să fie victimă. Stai puțin, Dan, că la fel. Stai puțin, Dan. Nimeni n-a pus în discuție comportamentul polițiștilor, ba dimpotrivă, toată lumea a felicitat, bravo, și noi credem că au făcut foarte bine. Problema este, adică, na, problema este exact așa, că după câteva luni, citesc din Libertatea, după câteva luni, conducătorul auto a primit un telefon de la poliție, a fost invitat la sediul instituției, a aflat că nu a primit nu știu ce. În urmă, i-a fost suspendat permisul pentru 3 luni, în urma unei sesizări venite de la minister. Deci un șef din minister, într-un birou, a citit regulamentul și a zis, potrivit art. 2, aliniatul 6, nu știu ce, tovarășe conducător auto, trebuie să fiți sancționat. De ce n-a sancționat conducătorul auto colegul nostru de la Sălaj? La momentul de față eu nu cunosc foarte multe detalii și nu aș putea să spun dacă într-adevăr un șef, un alt polițist, un coleg, un sfătuitor, un etc. Dar, din punctul meu de vedere, polițiștii au procedat absolut legal și o să vă spun și de ce. În materie de răspundere contravențională, conform Ordonanței de Urgență 2 din 2001, cea care este legea cadru în privire în ce privește răspunderea în materie contravențională, se stipulează dincolo de orice dubiu că
starea de necesitate în materie contravențională, da, se constată exclusiv de instanță. Colegii mei, cei care au sancționat, din punctul meu de vedere, repet, au procedat absolut legal, iar faptul că sunt arătați cu degetul sau ilustrați în culori mai sumbre, cu regret vă spun că nu au nicio vină. Deci, nu, deci cum am zis eu, mă, deci nu înțeleg, e treaba lor să ia permisul și instanța poate să arate clemență dacă consideră doar că au fost circumstanțe. Doar instanța. Gândiți-vă... Dar de ce l-au luat după 3 luni? Nu înțeleg. Adică de ce l-au luat după 3? Nu știu dacă după 3 luni, după o lună, după 2, răspunderea contravențională se prescrie într-un termen mult mai mare de cele 3 luni. Acum nu știu de ce s-a procedat de maniera asta, dar repet, din punct de vedere... Dar când l-au escortat cu viteză mare, n-au confirmat faptul că era... N-au luat o decizie și au confirmat faptul că era o stare de urgență acolo, care trebuia să intervină? Poliția e decizia asta. Ei au luat decizia prin raportare la prerogativele legale ale poliției, așa cum ați precizat. Siguranță și încredere. Dacă noi nu aducem un plus valoare prin serviciile prestate către populație, cred că deja ne pierdem rolul, locul și chiar și importanța în societate. Adică polițiștii au confirmat, domnule, e o stare de urgență, hai că te ducem noi, după care nu e bine că ai mers repede, deși noi am mers repede, ție-ți luăm permisul. Da, da, e un mers cu alb-albastru. Alb-albastru. Da, și vișiniu. Raționamentul Bravo! La momentul de față ar fi următorul. Gândiți-vă că la momentul la care soțul a luat decizia să-și transporte singur soția la spital, e clar că poate apela să serviciile de urgență și care nu puseseră la dispoziție. Asta mă gândesc și eu, a sunat la ambulanță, a văzut că nu vin și a zis, femeia plângea, ce să faci, frate, ești bărbat? Chestiunile ulterioare de genul, dăm permisul, dăm buletinul, dăm certificatul, dă să-ți văd triunghiul reflectorizant sau așa, eu cred că nu e cazul să facem scenariile de genul ăsta, pentru că, exact cum ați spus, au oprit mașina, da? Au constatat că cel de la volan era probabil transpirat, transfigurat. Doamna, vă dați seama că presupun că sunt niște dureri acolo destul de intense. Cam cum că când avem noi răceală, cam așa am înțeles. Cea mai bună din punctul meu de vedere. Dar puteau să-i dea un avertisment și să-l lase cu permisul? Puteau să-i dea doar... Din ce am înțeles și eu, sancțiunea principală nu este pecuniară. Nu, nu i-au dat amendă, i-au săltat permisul. Dar ar fi putut să-i dea doar un avertisment? Păi, numai o secundă. Sancțiunile contravenționale principale sunt amenda sau avertismentul. Puteau să-i dea avertisment, da sau nu? Sancțiunea, păi ei au aplicat, din ce am înțeles eu, au aplicat măsura principală a avertismentului, dar măsura complementară nu poate fi disociată de măsura principală. Este o regulă de drept care există încă de la începuturile dreptului, se numește accesorium sequitur principale. Mulțumim frumos, Dan, ne-am lungit pentru că ești implicat și ai experiență. Sunt multe telefoane, dar am stat cu tine. Dar până la urmă, cum zice Ștefan, e ca la fotbal, zice, ca la arbitrii, îl lași să dea gol. Așa. Și după aia ranulezi pentru faul sau offside. După aia vii cu varul. Hai să vedem, dacă mai avem timp. Da, uite, vorbim măcar cu Marius. Marius. Bună dimineața. Da. Bună dimineața. Ai câteva secunde, te rog. Te rog. Din punctul meu de vedere, ofițerii au procedat corect. Și afară și peste tot așa se întâmplă. În cazul în care tu iei decizia să încalci legea într-un caz de excepție, cum a fost acesta, îți asumi niște aspecte. Până când a ajuns la polițiști, omul a mers cu o viteză foarte mare. Perioada în care el și-a expus siguranța lui, a soției și a viitorului copil. Mulțumesc! Cristi, Ovidiu, Bogdan, vă mulțumim foarte mult că ați intrat, că a stat pe linie, dar din păcate nu mai avem timp. Data viitoare vă luăm sigur la telefon. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.